Gata. Așadar, iată-ne din nou. Ora a sosit și echipajul e gata de treabă. Cum Și bine spunea v-am găsit Mario, la cu Prof Online. bine ați venit la întâlnirea cu Prof Online. Așa este și noi, fiecare de pe poziția lui, aștepta cu nerăbdare să se întâmple asta. Să intrăm în lecție. Spunând ca din nou ce trebuie să spunem la începutul lecției. Doamne ajută! Doamne ajută, sigur că. Doamne ajută să facem o lecție frumoasă, așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă. Și să nu uităm să cerem, de nou spun, să cerem ajutorul lui Dumnezeu de fiecare dată când începem o activitate și mai ales atât de important asta cu școala. Sigur, începem cu egheșițiul pe care mi l-ai propus, pe care l-ai pregătit, da? Da, și după aia ce am mai avut o temă. Să știți că prima dată am făcut și apoi am înlocuit două numere și să știți că am înlocuit două, adică A și B, nu numai unul. Păi, dar ce mi-ai făcut aici? M-ai pus în situația cea mai grea. Mă mai gândeam să vă mai pun o chestie acolo, dar n-am apucat că deja era și 30, trebuia să vă sun și trebuia să mă... Stai să vezi, acum să vă... Mai, de nou mai tăiat tot elanul. Cu două necunoscute, nu cred că mă descurc decât dacă mai dai o legătură între ele. Deci dacă de o parte mai dai o legătură între A și B, atunci mă descurc, dar așa e ca și cum m-aș afla pot într-un... Pot să vă spun că... uitați, mai întâi să vă dictez și apoi operați. Da, de acord cu asta. Da, ca să-mi termin ideea, deci exact cum m-aș afla într-o intersecție și m-aș putea duce și în stânga și în dreapta. În același timp nu mă pot duce. Deci mai întreb eu o legătură. Asta da, înseamnă. Da, o să vă spun. Bun. Trebuie să-mi spui, ghișiți-o. Deschidem paranteza rotundă A plus 39. A plus 39. Închidem paranteza. Minus, deschidem paranteza, 999 minus 875, da, plus B ori 58. Bun. Minus 50. Minus 50. Plus 99. Tot în paranteze, da? Da, toate plus 99. Minus 50. Și acum plus 99. Plus 99. Închidem acum... paranteza. Da. Ori 2. Ori 2, da. Și pot să vă spun că B... Egal cu... Nu-i suficient atât. Trebuie să spui egal cu cine? Ca da. Eu să... Egal cu 6328. Așa. 6328. 6328. Să ne înțelegem bine. Tu acum mi-ai dat o legătură între A și B. Pot să vă spun că B e mai mic. B mai mic decât A, nu mi-e de ajuns. Poți dacă îmi spui așa, că A plus B face nu știu cât, că A e mai mare cu B cu atât, deci trebuie să dai o legătură între A și B. Deci, vă spun care e suma lor. Așa. Uitați-vă care e. Vai ce trebuie să calculez aici. Plus B este... Ce-a fost în capul meu să aleg așa numere? Da, 18, 8. Mai fac o dată ca să nu vă dau greșit numărul, așa. După aia nu obținem A și B așa cum le-ai gândit tu. Da.
Vai de mine. Ca să fiu și mai sigur, fac și împărțirea. Deci... Nu. Deci... Nu, că e adunarea, pur și simplu. Adunarea lor... Da, face... dar vreau să fiu sigur. Vrei să vezi, să faci o probă? La adunare, proba, nu prea mai am ce face, decât dacă fac din rezultat, fac scăderea, dar cum tu le-ai adunat acum... A, de asta mi-e și-a mie prost. Nu înțelegeam. Aveam ceva în minte și nu l-adunam. 10.028. 10.028. De 10.028 este suma celor două numere, da? Uite, vezi, dacă tu îmi spuneai că bei mai mare decât ta, apoi eu aveam, așa cum aș spune, era imposibil. Trebuia o legătură perfectă ca să mă pot lega cu ce mai dat înainte și să pot face egeștiu. Hai să vedem încă o dată. Să văd dacă mi-ai dat, dacă am scris eu corect. Deci A plus 39 pus într-o... Așa, A plus 39 minus 98, sau ce este acolo? Minus, în paranteză, ce ai spus? 99? Deci, A plus 39 în paranteză. Da. Prima paranteză. Minus cealaltă paranteză deschisă, 999. 999, ea avea numai 99. Nu. Păi da, era imposibil minus 875. Da. Plus B. Da. Ori 58. Da. Minus 50. Da. Plus 99. Da. Închideți tot... paranteza. Ori 2. Ori 2. Egal 6328. 6328. Acum, o să discutăm amândoi dacă parantezele acelea au rost cu adevărat în contextul egeștiului acesta. Deci A plus 39 este o adunare. Dacă ai fi spus înmulțită asta cu ceva sau împărțit la ceva, așa cum ai scris pentru paranteza a doua, că toată paranteza se mulțește cu 2, asta ai vrut spus, toată se mulțește cu 2 după ce faci calculul. În prima, fiindcă e A plus 39 și nu se întâmplă nimic, nu se mulțește cu ceva, nu se împarte la ceva. Nu mai are rost paranteza. Deci A plus 39 fără paranteză trebuie pus. Da? Deci ai înțeles. De ce? Pentru că nu faci ceva cu rezultatul acela. Nu îl înmulțești cu ceva ca să obligi să faci mai întâi adunarea. Da? Deci de aceea rămâne fără paranteză. A doua paranteză e perfectă. Este corect pentru că tot calculul ei înseamnă să îl înmulțești cu 2 și să fie egal cu așa ceva. Deci, cât privește, să spunem, din punct de vedere matematic, din punct de vedere matematic al folosirii parantezelor, am doar atâta observație am făcut că A plus 39 nu trebuia pus în paranteză, nu se justifică. Și dacă ai pus-o, este deprisos, cu alte cuvinte. Doar ai încărcat exprimarea egeștiului acela. Bun. Acum, hai să judecăm așa. În prima, acolo A plus 39 nu putem face calcul. Nu putem. Dincolo, nu putem să... Putem să facem scădere? Sigur că da. Adică 999 minus... Sigur că da. Ce se poate face, facem. Da? Ok. Atunci scriem deci... de la cap. Vorbește tu. Stai să mut A plus B altundeva ca să pot să scriu cum trebuie. Deci îl mut aici. Și scriu de la capăt operația. A plus 39 minus, deschide paranteza și tragem o linie deasupra ca să știu că am calculat și face 124. 124, da? Da. 5 din 9, 4
Hai să ne obișnuim să facem și așa. 5 din 9, 4, 7 din 9, 2. Ai spus foarte bine, 124. 124, apoi scriem plus x, plus b ori x. Da. Ori x, auzi. B ori 58. Așa. Să mai pun x. Punem punct, da, totdeauna, că de acum ne obișnuim așa, facem eforturi fără x. Da. Minus, pot să fac 50 plus 99? Deci avem, putem întoarce, putea să fie întâi plus 99 minus 50. Că, uite-te, te rog să facem deoparte următoarea chestie. Tu ai fost obișnuită tot timpul să spui așa, că 8 minus 7 egal cu 1, da? Da. 8 minus 7 egal cu 1. Dar să știi că și minus 7 plus 8 face tot 1. Noi suntem în situația asta, e minus 50 plus 99. Dacă le schimbăm poziția, adică punem pe primul loc pe 99, el e cu plus, nu? Da. Să zicem plus 99 minus 50. Le-am schimbat cu tot cu semn. Le schimbăm poziția cu tot cu semn. Și atunci greșitul devine așa. Plus 99 minus 50. Știi, învățătoarea vă învață așa, ca scăderea nu-i comutativă. Nu, așa da, spune. Aveam B ori 58 și apoi aveam minus. Minus. Corect. Minus 50, dar tu nu ai cum să scazi din tot ce este în față. Ba da, putem scădem. Din 128 scădem pe 50. Că îl punem în față. Minus 50. Că avem în paranteză, în interior. Am făcut asta înainte și merge. Adică cum? Adică fără să schimb. Merge ce e înainte minus 50. Deci merge ce e înainte. Am făcut operația fără A și B. Am înțeles. Dar hai să mai facem aici câteva precizări ca tu să înțelegi foarte bine. Că acum noi facem o discuție pe ceea ce înseamnă înțelegerea foarte bine a comutativității. Ce înseamnă comutativitate? Schimbarea locurilor. Da? Da. De aceea să spunem, dăm un exemplu. Scrie așa, 1 minus 2. Un exemplu. Da? 1 minus 2 plus 3. Deci 1 minus 2 scrie pe o altă foaie dacă vrei. 1 minus 2 plus 3 minus 4 este egal cu. Nu, și plus 5. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 egal cu. Așa cum vedem egășițul așa, pare că nimic nu poți face. Că 1 minus 2 nu se poate, 3 minus 4 nu se poate în ordinea asta, și plus 5, cine? Dacă nu ai putut face nimic înainte. De acord? Dar adunarea este comutativă. Adică, dacă tu ai 1 minus 2 pe care nu îl poți face, l-ai notat cu un A, ar deveni egășițiul așa. A plus 3 minus 4 plus 5. Egal cu. Dar A plus 3 egal cu 3 plus A. Deci A plus 3 face cât 3 plus A. Da. Și atunci le locuim. Și 3 îl punem în față și pe A după aceea. Deci este egal cu 3 plus A minus 4 plus 5. Și egal cu. În loc de A, cât era? Cât era A-ul? 1 minus 2. Exact. Și egal cu 3 plus 1 minus 2.
Minus 4 plus 5. Iată ce lucru minunat s-a întâmplat. Egal cu. 3 și cu 1 cât face? 3 și cu 1, 4, minus 2, 2. Deci 3 și cu 1, 4, minus 2. Vezi că ai putut face scăderea. Ai putut face 1 minus 2, pentru că lui 1, care era mai mic, i-ai pus pe 3. Practic l-ai adus pe 3, care e un număr pozitiv, adică un număr care se adună și s-a adunat lângă 1. În concluzie, prin comutativitate, ai făcut o chestie formidabilă. L-ai adus pe 3, care era al câtelea termen era 3-ul. Era al treilea termen în adunare. Da. Păi el l-a adus de acolo, lângă, le lipi de 1 și a zis 1 și cu 3. Că el, 3-ul ăsta era cu plus 3. Le-i, cu semnul său, cu ce avea în față, le-i pus lângă 1. Tot așa, dacă vrem, ca să fructificăm această idee, avem pe plus 5. Plus 5 de la sfârșit, care, deci cu plus îl putem pune în față. Da? Trebuie să înțelegi că sunt și numere negative. Adică noi de acum o să înțelegem că atunci când avem o datorie, le luăm cu un minus. Să ne închipuim că tu te duci cu colega ta la cofetărie și vezi acolo o prăjitură care îți place ție foarte tare. Dar și ea costă 3 lei. Dar tu ai doar 2 lei în buzunar. Și ai vrea să-ți iei prăjitura de 3 lei. Și atunci cât ți-ar mai trebui? Ți-ar mai trebui un leu, nu? Da. Și spui așa, te rog să mă împrumut cu un leu. Că mâine ți-l dau. Deci, practic, tu ai în bugetul tău mai puțin un leu. Că a doua zi, chiar dacă îți dă mama 5 lei, dar tu de fapt nu mai ai 5 lei. Ai un leu datorie și tu ai 4 lei pe ziua aceea. Da? Da, da. Deci de aceea tot ce dăm și cheltuim notăm cu minus. Adică nu-i mai ai pe aceea. Da, da. Numerele acelea. Și cei cu plus este ceea ce ți-a dat. Ce ai într-un buzunar, ce ai și în celălalt buzunar. Și atunci valorile cu plus le aduni pe toate în prim plan. Le duci la început. La începutul ieșiciului, ca cele cu minus să lăsăm la sfârșit, datoria la sfârșit. Eu așa am discutat cu Mario din clasa 1. Și a zis, Mario, am toți și avem, ți-o dat mama, ți-o dat tata, ți-o dat bunica, bunicul, toți, așa? Îi punem pe toți în primul, la început, ca să vezi bugetul tot din singur buzunar, punem totul. Și pe urmă vezi tu ce ai cheltuit și cheltuiela aici, pe o prăjitură, pe un suc, pe nu știu ce, pe nu știu cum, toate astea. Deci ce e cu minusul ăsta la sfârșit. Da, deci da. Minusul din față înseamnă ce urmează să cheltuim. Așadar, dacă vrei ieșițul ăsta să scrii deodată așa, după cum ți-am arătat, în felul următor. Egal cu cine? Hai să luăm din nou. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 egal cu? Vorbește tu dacă ai înțeles. Egal cu? Alfa din nou? Da. Egal acum cu? Îl luăm cum? Fără să notăm cu apă. Îl notez pe 1 și pe 2a. Da. Nu mai reluăm din nou așa. Tot scopul notării a fost acela de a schimba locul. Deci de la 2 și pe 3 lângă 1. Acum știm că asta e obiectivul. Și vom avea 1 plus 3. De ce plus 3? Că e ce ți-au dat în plus. Bunica, mai plus 5, acela care cu plus 5 la sfârșit, și minus 2 și pe minus 4. Deci cele cu minus le lăsăm la sfârșitul ieșițiului. Deci 1 plus 3 minus 4. Nu, 1 plus 3 plus 5. 1 plus 3 plus 5. Că și 5 era la sfârșit cu plus. Avea în față plusul. Și 4?
Și după aceea zice minus 2. Minus deci 2 și minus 4. 3, 1 plus 3 plus 5 minus 2 minus 3. Minus 4. 4. Da. Egal cu. 1 plus 3, 4 plus 5, 9. Da. 9 minus 2 minus 4, da? Da. 9 minus 2 minus 4. 3. Deci rezultatul final e 3. Altfel spus, din cum nu se putea face nimic, prin această manevră, care ți-am spus-o e corectă, prin această manevră am putut face calcul. Pentru că voi copii, din păcate, asta e marea greșeală a învățământului. Iar eu, cu experiența care o am și din tot ce mi s-a întâmplat de-a lungul timpului, învățătorii toți au fixat așa, că adunarea nu este comutativă. Pardon, scăderea nu este comutativă. Adunarea este. Uite, 3 plus 4 egal cu 4 plus 3. Da. Ei, dar lui 3, dacă nu îi se pune niciun semn în față, să înțelege că e cu plus. El este pe prima poziție și dacă nu îi se pune niciun semn în față, să înțelege că e cu plus. Și atunci toți învățătorii, când vorbesc din clasa 0 cu adunarea a două numere, spune foarte clar, adunare comutativă. Adică le schimbăm locurile. Le putem schimba pozițiile, că rezultatul nu se schimbă. 3 plus 4 face cât 4 plus 3. Acest lucru este foarte corect, dar incorect este să se înrădăcineze în mintea copiilor că scăderea n-ar fi comutativă. Adică, spune așa, 7 minus 5, scrie de nou, te rog, 7 minus 5 este egal cu cât? 7 minus 5 egal cu 2. Bine. Dar eu spun așa, că și minus 5 plus 7, minus 5 plus 7 face tot 2. Că sunt aceleași numere, fiecare cu semnul lor scris. Minus 5 a fost scris cu semnul său minus, iar 7-le, care am spus că nu a avut o legătură cu cineva, că în fața lui 7 n-a mai fost nimeni, să subînțelege totdeauna că e cu plus. El nemai fiind legal de altcineva. Și atunci ne-am schimbat ca poziții și minus 5 plus 7 este tot 2. Adică tu aveai 7 lei și ai cumpărat o prăjitură de 5 lei. Da? Da. Și sigur că ți-au mai rămas 2 lei în buzunar. Dar nu înseamnă că dacă le schimba poziția, adică cei 7 lei ai pus în celălalt buzunar și din el ai scos cei 5 lei, nu înseamnă că nu este același lucru. Este același lucru. Ești comutat și ai luat din celălalt buzunar. Și deci scăzut 5 lei, tot același lucru este. Ăsta e momentul cheie al învățământului. Momentul cheie. Pentru că până în clasa a șasea, iată cât tu de hotărât ești, tu zici, da, dar nu ești convins, încă nu simți treaba asta. Eu te simt, te văd și eu trebuie să mă strădui acum să te conving că s-a evită o problemă nouă cu ieșiții tău. Vezi, în fiecare seară, lăsându-ți libertatea să faci un ieșițiu, se ivește câte ceva foarte interesant. Aseară a fost chestia cu împărțirea, foarte tare a fost cu... că știu lungimea câtului înainte de a face împărțirea, care ne va rămâne definitiv în minte, nu ți-a spus nimeni niciodată acest lucru. Nu ți-a spus nimeni niciodată și de aceea se strecura greșeala aceea când coborai cifra și nu mergea, mai coborai un cifră fără să pui la cât. Nu? Merge de 0 ori acolo. Și în seara asta s-a evit o discuție foarte importantă despre faptul că scăderea, termenii la scădere pot fi, le putem schimba poziția dacă avem grijă ca
scăzătorul, să-l punem pe primul loc, dar cu minus în față. Iar descăzutul cu plus. Este aceeași poveste ca până acum. Acest lucru îl vom stabili noi prin egeșiții foarte, foarte clar, prin egeșiții. Dar ca idee, ai înțeles că cele cu minus sunt cheltuielile. Numerele cu minus sunt cele care nu le mai am. Exact ca atunci vine, să spunem, într-un în cotea unui țăran, acolo nu sunt în coteț se numește acela în care stau găini la țară, nu? Da. În coteț acolo sunt acolo 7 găini, vine vulpea și ia 2 și mai rămân 5. Clar, da, numai 5. Dar nu este aceeași spune cum aș zice, 2 le-o lua vulpea din cele 5. 2 le-o lua vulpea din cele 5. Adică 2 îl pui la început cu minus 2, când nu mânca vulpea, din cele 5. Și sigur, cum a rămas doar 3 în cutesc, nu? Dacă zic așa, sau cum a fost mai înainte. În concluzie, noutatea în discuția noastră este că există și numere cu minus. Numere care sunt negative și cu care nu se discută nimic până în clasa a 6-a, la sfârșitul clasei a 6-a. Vine profesorul și spune sunt și numere negative și ca adunare și scăderea poate fi schimbat, termenii pot fi schimbați între ei și atunci copiii sunt bulversați. Ei o știu așa cum mai știu tu numai, până în momentul ăsta, numai că nu se poate face asta. Dar am auzit că sunt și negative. Ai auzit că sunt și negative, dar n-ai înțeles foarte bine care e mecanismul și cum se întâmplă chestia. Și eram conștientă că merge și 1 minus 2 sau 1 minus 4. Da, dar nu știi cum se aplica concret. Da, da. Nu din scădere găseai tu de cuvință să spui asta, că eu am avut așa o discuție cu un băiețel care era la începutul clasei a 6 și mi-a spus că scăderea e comutativă, dacă schimbăm cu tot cu semn, a spus, cum? Păi până acum am învățat degeaba. Păi profesorul meu, învățătoarea mea și profesorul meu a spus că nu e comutativ. Ce spui dumneata acum? Cum să fie așa ceva? Dar eu insistam să-i spun chestia asta, că e posibil. Și ca să te conving, o să facem așa. Ia o dreaptă. Deci ia o dreaptă, pur și simplu. O dreaptă. O dreaptă. Trage o linie, pur și simplu. Ok. Dar nu, poți să scrie pe caietul, că n-am terminat operație. Ia pe o foaie, pe orice vrei tu. Vezi, aici a trebuit să facem o paranteză ca să lămurim niște lucruri. Că din egeșițiul tău ne-am împiedicat într-o chestiune care nu-i lămurită cum trebuie încă de jos. Deci e tras o liniuță, da? Da. Așa. Și undeva pe linia asta, într-un punct, pune, mijlocul nu există. Știi ce înseamnă o linie? Că ea nu se termină nici în stânga, nici în dreapta, niciodată. O linie, dacă ar fi trasă de o dreaptă e fără capete stânga-dreapta. Deci ar trebui să o tragem până la adânci bătrânețe și nu s-ar termina. Noi nu avem fizic pe ce o reprezenta. Dar ea e fără capete. Și într-un loc acum punem un punct și notăm cu 0. Deci un punct unde vrei tu. Îl pui punctul acela și notezi cu 0. Ei. Da, de acord. De acord. 0. Și deasupra, undeva luăm un segment de o singură liniuță. De o singură pătrățică. Un segment. Stânga. Da? Ah, un segment. Uite acela micuț. De o singură pătrățică. Ok. Da. Și acum, segmentul ăsta venim și de la 0 până cât el este de mare, adică o pătrățică, îl punem jos. Lângă 0 în partea dreaptă. Mai în stânga.
Deci o să pun eu acum o pătrățică și fac un semn acolo. Deci 0 l-am pus, acum o pătrățică și l-am pus pe... Mai sus. A, nu știu ce, m-am apăsat eu pe ceva și mi-a s-a micșorat. Așa. Deci un fel de linie. Da. Alegeți ecranul de partajare. Să aleg ecranul anulare. Așa, acum da. Gata, am văzut. Da? Deci, și acolo punem 1. Adică distanța de la 0 a segmentului acela îl lotăm cu 1. Da. Da? Și mai punem încă o dată și zicem 2. Deci încă o dată și mai punem... Nu, în cap. Trebuia să fac mai jos. O să scriem până la 10 ca să știu cât loc să fac. Punem 2, 3, 4, atâta. Nu o să punem... Vreau să spun că se poate continua cât vrei de mult. Deci ai pus 1, 2, apoi încă o liniuță, încă o pătrățică, 3. O fac mai jos. Așa fel. Asta e în capul. Da. Ai văzut acolo cum, da? 0, 1, 2, 3. Da. Așa. Da. Trebuia de la 0 până la 1 aceeași distanță. Adică pătrățica aceea să fie... Vino cu 0 mai aproape. Vino cu 0 mai aproape de 1 să fie exact aceeași măsură. N-avem voie să fie una mai mare și alta mai mică. Lungimea segmentului acela să fie aceeași peste tot. E corect. Acum da. Da. E, și putem continua. Vezi, ochiul nostru vrea să înțeleagă foarte bine că 1 înseamnă un singur segment. 2 înseamnă 2 segmente. 3 înseamnă 3 segmente. Deci noi prin cifra 3 trebuie să înțelegem 3, să spunem, 3 creioane, 3 pixuri, 3 flori, etc. Acum înțelege prin 3 segmente de acestea, prin cifra 3. Prin 4 înțelegem 4 cifre, 4 segmente. Da? Și așa mai departe, puncte, puncte. Și aici capătul segmentului ăsta pune cu săgeată că nu acolo în capăt că nu se oprește. Deci la capătul din dreapta aici e pus o săgeată. Perfect. Deci, ce înseamnă asta? Că putem 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 10.000 și milioane și mai departe, 10 de milioane, cât vrei tu, segmente puse unul în altul acolo? Milioane. De ordinul milioanelor, pentru că aici toate numerele vom putea reprezenta. Am spus, dreapta asta nu se termină niciodată. Deci dreapta de aia e pusă geată aici. E pusă geată că ea continuu la infinit. Adică acesta este un 8 culcat. Un 8 culcat. Da, știu. Acesta mergem până la infinit. Alesia. În clipa asta am înțeles că toate numerele cu care discutăm, cât ar fi de mari, cât ar fi de mari, le putem reprezenta în partea dreaptă. Aici sunt numerele pozitive. Adică, dincolo de 0 la dreapta, putem să le poziționăm pe toate numerele în funcție de cine? În funcție de, pe toate numerele, în funcție de cât avem mai mare sau mai mic segmentul acela. Că tu ai descoperit că există hărți la scara nu știu care. Noi pe o hartă avem toată România, da? Dar România, toată suprafața ei, este reprezentată pe o singură, să spunem, foaie acolo, care înseamnă harta.
Dar distanța pe hartă nu este aceeași cu distanța din teren. Că dacă de la Bacău la București sunt 280 de kilometri, apoi pe hartă se fixează la o anumită scară. Kilometru este fixat la un centimetru sau mai puțin de un centimetru ca lungime. Ei, eu ți-am spus aici că, de fapt, numerele acestea sunt reprezentate 1, 2, 3 și așa mai departe în funcție de segmentul care îl luăm ca unitate de măsură. Dacă ăla e mai mic sau mai mare, sigur că ele vor ocupa poziția pe dreapta respectivă, împrăștindu-se mai des, mai unul lângă altul sau mai la distanță unul de altul. Ce este important că aici, pe partea asta din dreapta, de la 0 în dreapta, putem pune toate numerele cu putință. Toate numerele. Cât ar fi el de mare, numărăm atâtea segmente. Tu spui acum, cum să numărăm? Că mă ajută foaia? Păi da, micșorăm atunci segmentul foarte mult ca să mă ajute. Da, să mă ajute. Și cât de mult? Nu mai putem să reprezentăm cu pixul sau cu creionul. Nu mai putem reprezenta. Dar în mintea noastră am înțeles că toate numerele se poziționează pe partea dreaptă. Toate numerele pozitive. De aia am zis plus infinit. Dar ce facem pe dreapta asta cu numerele care sunt în stânga? Ei, în partea stângă vor fi poziționate numerele negative. Deci acum vom avea un minus 1. Deci tot la o distanță de 1, dar în partea de jos, le zice. În stânga lui 0. Deci în stânga lui 0, da. Minus 1, minus 2, minus 3. Eu le-am pus mai jos. Dacă tu poți să observi. Deci, da, dar le punem tot așa lângă ele, de la 0, de la 0 un segment. Da? Tot cât era unul de mare, dar îl punem în... Uite de cum am făcut eu. Nu văd. Ia să vede. Acum vezi. Da. Le-am pus dedesubt, deci minus 1, minus 2. Da. Așa. Da. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nu mai mică pe 4, așa că... Minus 5 și mai departe, puncte, puncte, puncte. Așa? Da, 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 da. Minus 1, minus 2, dar și pune segmentul de lejișel și pui. Adică să pui el exact cât era de mare, cum ai făcut de partajarea de o pătrățică, așa să pui și în. Deci minus 1 este pentru un singur segment. Minus 2 pentru două segmente. Minus 3 pentru trei segmente, dar sunt partea stângă. Asta-i. Da. Am văzut. Da? Bun. Asta înseamnă că și în partea stângă putem construi numere oricât. Oricât. Nu de mari. Cât de mici, cât tocmai cu minus din partea asta la altă, da? Deci mă duc până la minus infinit în partea asta, tot cu săgeată la dreaptă și spun de sub minus infinit. Adică oricât vrem. Oricât vrem de mult ne putem duce, da? Asta săgeata spune că nu ne oprim niciodată. Și înseamnă că în partea asta... Da, gata. Da? În partea stângă vom pune numerele negative. Ei, și acum hai să ne uităm așa. 4 din cine se compune? Uite, care-s variantele? 4 înseamnă un segment plus alte 3 segmente. Nu? Uite, 4, 4 plus 4. 4 segmente vrei să spui. Da? 4 segmente înseamnă alte 3 segmente. Da. Tot 4 înseamnă 2 plus 2. Și așa mai departe. Tot așa. Și pe partea negativă, minus 4 este compus dintr-un minus 1 și minus 3. Deci minus 4 egal cu minus 1, minus 3. Și scriu un segment? Adică vreau să înțelegi
că așa cum se operează cu numerele pozitive, operăm și cu numerele negative. Da. Iar... La minus 4, cum scrie? Dacă scriem așa, 1 minus... Nu. Să facem un calcul, să spunem așa. Minus, minus 3 plus 7. Minus 3 plus 7. Este egal. Minus 3 plus 7? Da. Minus 3 plus 7. Ca un, minus 3 este și el un număr. Da? Minus 3 este un număr. Mai... A, da, da. Numai deci minus 3 plus 7 da. Egal cu minus 3 pe 7 îl putem scrie plus 3 plus 4. Deci plus 3 plus 4. Deci 3 și cu 4 fac 7. Da? Mai jos. Mai. Mai jos, așa? Puțin, mai jos. Gata. Aha. Deci egal cu minus 3 plus 3 plus 4, da? Da. Adică l-am descompus pe 7 ca fiind 3 și cu 4. Da. Și 3 minus 3? 3 minus 3, că putem citi invers. 3 minus 3 fac 0. Deci egal cu 0 plus 4 și egal cu 4. Deci rezultatul minus 3 plus 7 e egal cu 4. În concluzie, în final acum... Practic e 7 minus 3. E fapt 7 minus 3, cum știai tu din clasa... Da, să fac asta, vedem mai 7 minus 3 și da. Deci egal cu 7 minus 3, de acord cum ai spus tu... Dar să zici tu, ce rost am mai avut să mai rupe 7 ăla ca 3 plus 4? Nu? Asta spui. Păi 3 minus 3 fac 0, asta am vrut să spun, și rămas 4 acela. Așa se explică și la 7 minus 3. În exercițiu, în intimitatea reprezentării. Spunem cât fac minus 2, minus 5. 3. Minus 2, minus 2 segmente și încă minus 5. Dacă te duci pe la reprezentare. Minus 2. Ai minus aici. Da? Minus 2, minus... Cât crezi tu că fac minus 2, minus 5? Nu-ți dai seama. Păi hai să încercăm amândoi. Ne ducem pe dreaptă, în partea stângă, și am odată minus 2 segmente. Și mai am și mai număr încă minus 5 în stânga. Deci cum scriu la fel ca... Unde am reprezentat numerele pe dreaptă? Unde am reprezentat numerele pe dreaptă? Deci unde am reprezentat numerele pe dreaptă? Acum. Da. Știi că avem în partea stângă minus 2. Da? Minus 2. Și mai punem încă 5 în stânga. Tot în stânga. De la minus 2 mai mergem încă 5 de acolo. Pe terenul ăsta negativ trebuie să ne ducem. Și cât face? Minus 2 minus... Minus 2 minus... Minus încă 5? Scriu iar la mijloc 0. Deci acum din nou la 0, tot așa. Și iei minus 2 și mai merge încă 5. Tot pe terenul negativ. 2. Și mai mergi încă 3. Și cât ai făcut de la 0 în stânga? Ai mers 2 și mai mergi încă 5. Așa. Da. Deci, minus 2 ai avut până într-un loc și mai mergi încă 5 de la 2. Deci de la 2 de acolo,
trebuia să mai mergi încă 5. Deci încă 5. Dar trebuie să le reprezinți. Uite că eu am reprezentat aici. Adică am pus liniuțele acelea. Minus. Deci am pus liniuțele respective. Adică 2 și încă. 9, dar mă rog. Ia uite, ia uite, că vezi acum. 9. Deci, uite, vezi. Uite aici. Puse cu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 5 n-am mai pus. Dar trebuie să departajăm, adică să le punem cu punctulețe, să se vadă exact. Deci Minus 5, minus 6, minus trebuie 7. să arăt așa dată. Acum fac. 6, minus 7, minus 8. Deci, Așa. minus 1, minus 2, minus 3, exact la o pătrățică. Gata. Și minus 2, la care mai pui încă minus 5, câte sunt de toate acolo ca lungime? Minus 2, minus Adică 5? până la 8. Așa, până la 8, cred, am scris, da. Gata, am văzut. Deci, minus 2, minus 5, cât este? Cât face ca rezultat? Doi. Adică așa, la o colegă te-ai împrumutat de 2 lei, la altă colegă de încă 5. Câți bani trebuie să-i dai tu mâine celor două colegi? Ce datorie ai tu în condițiile astea? Deci la una m-am împrumutat cu doi. Da, ai să-i dai 2 lei, e minus 2. La alta, minus 5. Pe total, acasă, când te-ai întors, ce Deci sunt? la una șapte. La 7 7. aveam. Nu, 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 nu. Eu am spus așa, câte datorii ai tu? La una 2 și la una 5 ai o datorie de 7 lei. Da? Deci minus 7. Cu alte cuvinte, minus 2 minus 5 fac minus 7. Minus 2 minus 5 fac minus 7. Deci, practic, le adunăm și fiindcă datorii, punem minus în față. Asta am făcut. Datoria totală. Da? Ei, ce lucru, o să mai revenim noi și să vedem semnele astea. Numai asta spun. Gândește-te ce a însemnat înrădăcinarea în mintea ta a faptului că numai numere pozitive și că nu lucrăm cu numere negative și că nu se poate schimba între ele la scădere, descăzut cu scăzătorul, cu semnul lor, cât de greu este acum. Iar profesorul în clasa a șasea vine și dă niște legi. Niște minus 2, minus 5, fac minus 7, se adună, se dă semnul lor comun. Tu scrii cuvinte, auzi cuvintele acestea, nu înțelegi deloc semnificația. Și ba mai mult, tot anul clasa a cincea faci numai cu numere pozitive, lucrezi, și clasa a șasea tot așa, și la sfârșitul clasei a șasea, tocmai la sfârșit, vine și spune, ei, să știți că se poate și cu numerele negative. Și atunci, toată asta vreau să termin ca idee, nu se prind acestea. Peste 60% din copii nu înțeleg semnul algebră și toată construcția de acolo, clasa 7, 8, 9, 10, tot, 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 tot. Dar tot ce se mai întâmplă în matematică, fără să se înțeleagă acestea, nu mai ai nicio șansă. Totul este terminat. Copiii dau numai răspunsul la întâmplare. Dând la întâmplare, totul este terminat. De aceea o să mai discutăm, dar acum este dovada clară că pentru mine este un lucru clar că aceasta e o hibă foarte mare a învățământului, că nu se discută despre datoria asta care înseamnă cu numere cu minus și că copiii, dacă nu sunt obișnuiți acum de jos, de timpuriu, mai târziu nu au aproape nicio șansă. Și acum, hai să ne întoarcem la ce am avut noi. Ții minte că noi unde ne-am cramponat? Tu nu înțelesești 124, reluăm din nou, A plus, sau ai acolo scris ultima, A plus 39, vorbește tu acolo. A plus 39 minus
Cum era la început sau după ce am modificat-o? După ce, după ce am făcut calculul ăla. Minus în paranteză. A plus 39 minus. În paranteză 124, că am făcut scăderea, plus B ori 54 minus 99 plus 50. Și închidem paranteza ori 2. Și este egal cu 6328. Perfect. Acum scriem din nou A plus 39 minus, deschidem paranteza 124, nu avem ce să facem cu el, plus B ori 54. Stop. Tocmai, în paranteza asta, lângă 124, poți să aduc pe plus 99. Că 99 ăsta care stă după B ori 58, el poate să se lipească de 124, că așa am spus, că e comutativ. Îi aducem pe ce... să rezolvăm 99 plus 50 apoi să... 99 plus 50, dar nu avem 99 plus 50. Ba da. E 99 minus 50. Am scris plus, așa am făcut-o. Tu ai spus așa, ai spus B ori 50 și cât? B ori 50 și... 8. Minus 50. De ce? Dar tu ai spus minus 50, așa mi-ai dictat. Și plus 99. Dar cum ai spus? Așa. Da? Așa ai spus. Minus 50 plus 99. Și eu insistam mai devreme, spunându-ți așa, că în loc de minus 50 plus 99, putem zice 90 plus 99 minus 50, să le schimbăm poziția. Din toată discuția noastră de până acum, la scădere știi bine că am spus așa, dacă le schimbăm poziția cu tot cu semn, 99 ce semn are el în față? Plus? Plus este, da? Da. Iar 50 ce semn are în față? Minus. Și atunci noi le schimbăm pozițiile cu tot cu semn. Adică după B ori 58 plus 99 minus 50. Este același lucru, da? Deci, cum am spus, te rog să revedem încă o dată. 39 minus, în paranteză, 124 plus B ori 54 plus 99 minus 50, în paranteză, ori 2, egal 6328. Perfect. Și acum se poate face operația. 99 minus 50, poți o faci. Da. Și atunci e greșit devine. Puteam și înainte. Optim? Puteam și înainte să fac. Puteam și înainte, dar ți era peste mână ție, că era minus 50 plus 99. Și tu spuneai 99 să adun cu 50. Deci marea chestiunea care era neînțeleasă era că la 99 adun 50 tu. Ții minte că așa spuneai. Eu când am rezolvat-o fără B, am făcut B cât este în realitate, ori 58, plus 50, plus 99. Nu plus 50, minus 50. Este minus 50, că așa mi-ai dictat, minus 50 plus 99. Minus 50 plus 99 e scris. Așa. Și apoi am rezolvat și la final, n-am făcut 50 plus 99 și mi-a dat la final câtva plus 99. Da. Da. Deci asta spun. Tu le-ai făcut în ordinea în care le-ai avut tu acolo, da? Da. Ai mulțit pe B cu care era ca valoare cu 58 acela, ai scăzut pe 50 că s-a putut, toată lucrarea ce ai făcut-o în varianta aceea, respectând ordinea în care erau ele scrise. Dar eu ți-am spus că
șansa mare este aceea că putem să le schimbăm pozițiile numerelor în felul care sunt ele scrise acolo, ca ordine, le schimbăm poziții cu tot cu semn. Și eu, din nou, mai insist aici că nu ți-e clar și dacă nu ți-e clar, nu pot merge mai departe. Ia pe foaia ta deoparte și mai lucrăm niște greșițe ca să înțelegem bine, că altfel suntem în situația în care pășim peste ceva și nu se merită. Da? Hai să mai facem încă o dată. Spunem un exemplu și pe urmă ne întoarcem la greșițe. Trebuie să avem răbdare și să înțelegem acest lucru, că altfel acolo pășesc peste ceva și eu nu pot să fac asta. Te rog să scrii încă o dată. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 egal cu. În ordinea asta, cum sunt scrise ele, nimic nu poate fi făcut. De acord? Da. 1 minus 2 nu se poate. Cum să adun la 5 nu se poate pe 3 și până să scazi 4? Și până să adun cu 5? Deci totul este blocat. Dar dacă am înțeles bine, minus 2 este un număr care înseamnă o cheltuială. Minus 4 este un număr ca și cum ai fi dat din suma toată pentru o altă prăjitură, minus 4, minus 6. Iar cele cu plus sunt numerele, sunt valorile pe care le ai pentru să spuneți 1 plus 3 plus 5. Așa, plus 7, 1 plus 3 minus plus 4 minus 6. Asta vreau să spun. Deci corect este 1 plus 3. 1 plus 3 plus 5 plus 7, da. Minus 2 minus 4 minus 6. 2 minus 4 minus 6. Cheltuielile toate la sfârșit, până scădem, da? Deci tot ce avem am adunat într-un singur buzunar, că am găsit sumele astea așa prin diverse buzunare și acum avem. Suma toată aici este cât la cele cu plus din prima parte? Plus 16. Deci face 16, cum spui tu. 16. Minus, avem 2 minus 4 minus 6, parcă. Da. 4. Deci rezultatul final este 4, da? Calculul total egal cu 4. Vezi ce înseamnă asta? Că tu aveai impresia că nu putem face greșițul. Dar dacă avem această chestie, că putem să le schimbăm ordinea și cei cu plus îi punem în prim plan, la început, iar cei cu mine să lăsăm la sfârșit, calculul se face foarte bine. Ăsta este rezultatul. Putem să mai facem? Sigur că da. Păi asta, uite, așa îmi place. Insistăm ca să ne fie foarte clar. Să zicem încă altul. 5 minus 6 plus 2 minus 8. Da. Plus 4 minus, da. 10 pot? Sau doar, da, o cifră? Da. Și plus 6. Plus 6. Ar fi bine să fie un număr mai mare ca să faci un depozit bun din care să scazi pe urmă. Că dacă n-ai din ce scădea, va fi o problemă. Dar pentru început să zicem plus încă 20. Bine. Plus 20, da? Și atunci avem 5 plus 2 plus 4. Da, 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 da. Plus 4 plus 20 minus 6 minus 8 minus 10. Minus 10. Și egal. Am înțeles. Data trecută n-am înțeles. Da, păi de aceea te-am văzut și de ce am și insistat și observ că îmi propun să ai puterea, spui, nu mi-e clar, mă insistați, vă rog, mă insist încă o dată și încă o dată, rostul este pentru ca tu să înțelegi bine. Că dacă am pășit, ai văzut de atâtea ori la școală, s-a pășit peste chestiuni și rămân necunoscute și atunci n-am făcut nimic. Te rog. În prima parte cu plus de 13, minus 6, minus 8. De ce de 13? 5 cu 4 și cu 2 fac 20,
cât? 30 și... Avem să văd dacă am scris bine. 5 plus 2 plus 4 și plus 2 avem. Plus 20, mai. Că am zis ultimul 20. Deci ultimul număr ar să fie mai mare, să fie plus 20 acolo, A, da? păi de acum, de asta mi-a dat. Sigur că da. Atunci avem 7, 11, 30, 31, nu? 31, 31. 31 minus, hai să vedem și toată scăderea asta. 7, nu, deci, să fiu sigur, 7, 4, 11, da, 31, 31. 31. Și avem 31 minus 6 minus 8 minus deci. 10. Stați. E scăzut odată pe 6, pe urmă scazi iar din rezultat 8, scazi din rezultat 10, nu? 7. 7, da? Eu știi cum am să scad? Din 31 scad, le adun pe astea. Datoria fac toată datoria. 6 cu 14 și cu 10, 24. Adică din 31 scad pe 24. Ce am făcut? Astea care sunt cu minus, i-am adunat și am făcut toată datoria la un loc. Și datoria este 6 și cu 14 și cu 10, 24 și face la scădere 4 de 11, 7. Așa ai spus și tu, 7, nu? Da. Tu ai făcut pe rând, ai scăzut pe 6, din rezultat ai scăzut pe 8, din rezultat ai scăzut pe 10. Ai văzut și poanta am făcut eu? Am adunat toată datoria pe 6, pe 8 și pe 10. Mi-au dat 24 și am scăzut din 31 pe 24. Direct. Deci pot și așa. În loc să fac pe bucățele, fiecare scăzut, 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 eu pot să văd pe ăștia toți scăzut. Cât sunt la un loc scăzuți ăștia? Așa este numere cu minus. Cât la un loc? Păi asta este. Suma lor și atunci din tot numărul scădem. Să facem? Sigur. Șase da. Minus șapte da. Plus cinci da. Minus doi da. plus șapte minus opt da. Plus 25. 25. Egal. Șase plus cinci plus șapte da. Plus 25, da. Minus 7, minus 2, minus 8. Minus 8. Stați să calculez prima parte. Vai de mine. 25 cu 5. 25 cu 5 ai făcut doar, poți face așa cum vrei tu. 25 cu 5 fac 30. 6 cu 7, 13. 43? 33, sigur că da. 33 minus. 33. A, și să calculez 7 plus 2 plus 8. Așa. Trebuie să scriem la final senzațional. Da. 2 și cu 8, 10, că poți. 2 cu 8, 7, 17. Așa. Și acum fac minus, 33 minus 7. Sigur că da. 10 minus 8. 36, 20, a, nu. 16. A, nu 16. Ce avem? Mai fac o dată. Da. Nu, e corect, 16. E perfect, e perfect. Deci, într-adevăr, egal cu 16, da? Hai. Da, 16 este rezultatul. Ei, eu vreau să spun că în momentul în care mi-a dat exercițiul 6 minus 7 plus 5 minus 2 plus 7. Eu 7 și cu minus 7 fac 0, îi tai. Fac 0, ce vrei să fac? Deci, ai avut așa 6 minus 7 plus 5 minus 2 plus 7 minus 8 plus 25, da? Da. Și 7 scăzut 7, nu fac 0? Ce rost să mai duc după mine? Și atunci, ești ar fi fost așa, 6 plus 5 plus 25.
6 plus 5 plus 25, minus 2, minus 8. Da. 6 cu 5 cu 25 fac 26, că 5 cu 25 fac 30 și cu 5, 36, da? 36 avea să fie, știu. Deci 36 și minus 2 minus 8 minus 10. Și face 26. De ce ai spus 16 înainte? Cred că am greșit noi. Nu-i 33, 43. Ia vezi tu. Am zis 43. Am spus 43. Eu sunt vinovat. Vinovat sunt eu. Ați înțeles 33. Am înțeles eu greșit. 43 este. Așa. Uite, ce bine că am refăcut. 43 minus 17 și fac 26, da? De plus minus. Deci 43 minus 17, da? Așa a fost. Ce? Cât? 26. Este același rezultat când l-am făcut după ce am 7 minus 7. Este de același rezultat, este corect. Mai facem cu unul. Te rog acum, fără greșeală. Dau tot eu? Da, da. Tu îl dai și facem calcul. 6 minus 1. Stați că nu se poate. 6 minus 1 se poate, facem. Se poate. 6 minus 7. Da. Plus 9. Da. Minus 0. Minus 5. Se poate. 9 minus 5. Minus 10 atunci. Minus 10, da. Plus 245. Ce? 245 minus... Minus 3. Minus 743. Minus 743 plus 1000. Da, să nu-i încape. Hai să vedem. Trebuie să facă, să face, sigur. O scriu din nou. Sigur. Puteți să-mi dictați. O șterg, că nu știam că e așa. Deci, am zis cât? 6? 6 minus 7. Da. Plus 9. Da. Minus 10. Da. Plus 245. 245, da. Minus 743. 743, da. Plus 1000. Oh. 1000. Da. Avem 6 plus 9 plus 245 plus 1000. 1000, da. Stai să calculez. Calculez repede. Și minus, nu se scrie ghișitul complet. Minus 7, să apare ghișitul scris corect. Minus 7, minus 10. Minus 7, minus 10 și... Mulțumesc. Minus 7, minus 10 și minus 743. Stai că eu n-am scris. Plus 1000, minus 7, minus 10, minus 743. Plusul, adică adunarea, dă 1260. 1260, ai spus tu. Așa este. Minus? Minus 760. 760. 5. Și acum facem scăderea asta. 500. Și gata, există. Cât face? 0. 0, 7 din 12, 5. 500. 500 este rezultat. Deci, care este noutatea de până acum, absolută, cea mai interesantă? Că dacă ai de adunat scăzut termeni mai mulți, deci mai mulți
termen, cu adunare și scădere, și nu poți face în ordinea în care se află ei. Deci nu poți face în ordinea în care se află, atunci toți cei cu plus îi pui în prim plan, deci toți cei cu plus îi pui la început, iar cei și cu minus la sfârșit. Cei cu plus în față îi scriem și apoi cei cu minus după, în stânga, îi scriem și putem să facem și îi aflăm. Se poate face tot calculul. Asta e noutatea absolută. Că până acum nu aveai de gând să te apuci de exerciții, spuneai nu se poate. Da. Deci asta era clar în mintea ta, nu se poate și cu asta că tu respectai ordinea. Ordinea în care sunt scriși și nu vrei să accepți că schimbă poziția între ei, se comută cu tot cu semn. Ăla care e cu plus trece în față și ăla cu minus trece la spate. Asta e toată povestea. Asta e toată filozofia în discuția noastră de acum, de până acum. Și hai să ne întoarcem la exercițiul care mi l-ai propus. La tema. Era A plus 30, dictează. Vă spun ultima operație care ne-a rămas, adică cu care ne-a dat. A plus 39 minus paranteză 124. Da. Plus B ori 103. B ori 103. 103 este? Parcă era 160 și nu știu cât e vestul. Apoi, dar nu 160 la altă chestie. Apoi, fiindcă am avut 54 plus 49. 50. Dar B cu cine se mulțea? B se mulțea cu? Cu 58? Cu 58, da? Am scris mai 54 peste tot și 58 e doar sus. Păi, da. Tu așa mi-ai dictat, eu așa am 58 ăsta. Nu, e bine cum ați deci, apoi așa vor... se schimbă. Acum am 58 plus 49. Plus 49, că am făcut calculul acela, 99, 97. Nu știu ce. 97. Ori 2. Păi, închidem paranteze și apoi e scris ori 2. Așa. Închidem paranteza ori 2 și egal cu? Paranteza ori 2 egal cu 6328. Da. Eu aș scrie așa. Dacă, nu știu dacă merge, A plus 39 și notez această paranteză care nu o pot face cu A. Să anotez tot de la A plus 39 până la paranteză. Da, dar haideți să gândim. Cred că e spus bine, însă în paranteză mai puteam face ceva. 124 plus 49 putem să-i adunăm și să fie mai mică paranteza a doua. Că care e prea... 49? Păi, de unde e 49? Că am făcut mai devreme 99, cât ai făcut acolo minus... 99 minus 50. Deci este plus 49, de acord. Ei bine, dar de unde ai tu 107? Ai adunat pe 58 cu 49? Minu, a da. O, nu ai dat nevoie. Că B, 58 nu-i singur, el e cu B după el. Nu ai voie pe 58, atenție. Deci B ori 58, nu avem voie. Cum să-l adunăm? Nu avem voie. Deci 49 se poate lipi de lângă 124. Asta da. Dar B-ul cu 59 e legat. Și atunci avem 124 plus B ori 58. Și 49 să-l lipim pe 49 de 124. Deci să scriem din nou ghișiți. Vine A plus 39. A plus 39. Minus. În paranteză. 124 și cu 49 plus să le adunăm pur și simplu, da. Plus 49 plus B ori 58. Deci 124 plus 49 plus B ori 58
este, în paranteză o închidem, ori 2, egal cu 6320 și... cât? 8. Și acum putem face adunarea 124 cu 49, da. 124 cu 49. Și exercițiul devine A plus 39, minus în paranteză. 173. Plus B ori 58 ori 2, egal cu... ori 2, egal cu 6328. Ei, și acum propune tu. Aș nota, uitați-vă. O secundă, nu putem continua exercițiul prea mult. Ai nota... nu se poate așa, că 39 nu se leagă cu paranteza aceea. Stai o secundă, cum ai zis-o, 39 și până acolo toată așa bucata aceea, să o notez cu un... cu un A, și aș fi avut A. Nu cu un A, nici cu un B, cu un C dacă vrei, nu? De ce? Pentru că A este deja în exercițiu. Ah, ok. Păi și aș avea A plus C egal A plus C ori 2 egal 6300. Păi nu ori 2. Tu n-ai vrut să le și ori 2? Cu totul cu 2. Că nu se poate rupi paranteza și 2 lăsat deoparte. Păi dar 2 nu e în paranteză. De acord. Dar 2 și fără paranteză nu are niciun rost. Nici paranteza fără 2. Ea formează un tot. E o mulțire. Practic e o mulțire acolo. Și nu poți să iei un factor al mulțirii și pe celălalt nu. Deci inclusiv cu 2. Este egal cu? Este egal cu A mic plus A mare. Este egal cu 6328. Ei, eu știu care e A. E, vezi? Acum eu nu știu care e ea. Și tu m-ai pus să lucrez eu și eu nu știu care e ea. Și în condițiile astea, tu mi-ai mai dat o legătură că A plus B fac nu știu cât. Deci de aceea, fără să am și legătura dinainte, nu pot continua exercițiul. Vezi, ne-am împotmolit pentru că sunt două necunoscute. Și eu trebuie să folosesc și relația care mi-a dat atunci, că A plus B fac nu știu cât împreună. Ca să rămână o singură... Deci mi-ai spus că A plus B face... 10.028. Corect. 10.028. Ei, eu acum... Vreți să vă spun de câte cifre e? Nu. Eu trebuie să mă descurc, eu nu știu numerele... fiindcă am și această informație, trebuie să mă descurc în condițiile astea. Și am să fac așa. Am să scot pe A din A plus B egal cu 10.028. Dacă îl scot pe A, e egal cu cât atunci? A va fi egal cu 10.028 minus B. Ce? Deci am A plus B. Uite-te că am așa, A plus B egal cu 10.028, nu? Da. A cât cu cine este egal din relația asta? A este 10.028 minus B. E o adunare de două numere și scot pe unul din ele, unul din cei doi termeni ai adunării. Nu? A și B sunt doi termeni care adunați fac 10.028. Cât este A? 10.028 minus B. Da. De acord? Da, așa da. Și acum, în loc de A de sus, unde văd A mic, pun 10.028 minus B. Și fostul exercițiu devine, în loc de A mic, pun 10.028
minus b plus 39. Și scriu din nou tot eghecițiul. Că nu am, n-am cum continua. Deci șterg asta cu a. Da, asta cu a mare, da, o ștergem. Că eghecițiul s-a blocat. Că îmi trebuia a mare. Și eu n-aveam cum să-l scot pe a mare. Știu și cu teama, dar trebuie să... Da, dar eu nu știu și tu mi-ai propus, nu, să fac eghecițiul acesta fără ca eu să-mi spui cine e amare calculul în sine. Și eu trebuie să mă descurc așa. De aia ți-am zis, mai întrebi o relație, că tu te-ai gândit să înlocuiești două cifre. Eu am înțeles, cum ai făcut eghecițiul, înlocui două cifre ca să fie mai greu. Dar cu două necunoscute, ți-am spus exact cum aș afla într-o intersecție, să plec în același timp pe, și pe o ramură și pe cealaltă. Dacă și n-aveam cum. N-aveam cum. Și atunci ți-am mai cerut o relație. Că eu totdeauna, ca să-mi ții minte, totdeauna reușesc să găsesc, să rezolv o egalitate în care să află o singură necunoscută. Una singură. Nu două. Dacă vrei două, mai trebuie încă o relație între cele două necunoscute. Să am câte relații, atâtea necunoscute. Sau câte necunoscute, tot atâtea relații să am. Dacă mai pun încă o literă, nu mai spun o relație. Da, trebuie trei. Exact dacă ca aseară. Exact ca aseară. Ți-amintești când am cerut să se afle ABC, știind că suma lor este atât. Știm că B față de A este nu știu cât mai mare, iar C este atât. Deci câte informații mi-ai dat? Trei. Câte necunoscute erau? Trei. Era A, B și C. Da? Așa era în problema. Astea erau necunoscutele. Și mi-ai dat o primă relație că suma lor face atât. Mi-ai dat a doua relație că B este mai mare decât A cu atât. Și am făcut o altă relație. Și că ce este jumătate sau o pătrime din A. Da. Deci am avut trei informații, că trei necunoscute aveam. Ori în condițiile în care mi-a pus aceste exerciții, el avea o singură relație cu două necunoscute. Egalitate cu două necunoscute. Și atunci eu ți-am zis, nu pot să mă apuc. Și tu ți-am spus, mai dă-mi o informație. Și informația care mi-ai dat-o a fost că suma lor, suma celor două, este atât. Și atunci am spus, mă apuc de treabă. Mă apuc de treabă că am șanse. Și acum a fost momentul când informația asta, că suma lor face atât, 1024, o folosesc. Scot pe A mic, care este 1024 minus B, mă duc sus și oriunde văd A mic, pun 1028 minus B. Și relația devine așa. Ia să scriem. În loc de A mic, punem cât acum? 1028 minus B mic. 1028 minus B mic. Deci 1028 plus 39 parcă era? Exact. 1028 plus 39, uite-te de acum tu îmi dictezi, plus 39 parcă, minus în paranteză 173 plus B ori plus B ori 58, da. Paranteza, ori 2, egal 6328. 6328. Vezi? Acum, dacă îți privești în toată egalitatea asta, e o singură necunoscută, numai litera B. Și mă descurc de acum. Fiindcă am B peste tot. Ce aș putea face aici? 1028 plus 39. Facem calcul, sigur că da. 1028 plus 39. Și cât face? Stai să calculez deoparte.
Așa, plus 2, 39. Mi-a dat, nu știu dacă e corect, dar 1000, adică, da, 1000, ah, 1, 3, da, 1268, adică nu 1000, 100.000. Dacă a fost mai înainte 1028 și adun numai 39, la 28 adun numai 39, cum să vedea da. 100.000? Poate n-am citit bine. Ia spune. Deci mi-a dat 8, 9, 17, 7, 1. 17, da. 7, 1, minte, 2 plus 3, 5. Și 1, 6. 1, 6, 2, singur, 0, 0, 0, 1. Păi ai avut 1028, deci un singur 0 ai. Nu un singur 0, ci ai avut două 0-uri. 1, 0... Atunci eu v-am spus greșit și trebuia să zic 10.028. Așa, da. Așa, da. Era cât pe ce acum să spun că nu se poate tot, ești. Dar așa, în condițiile acestea, cu 10.000, cu, nu ca doamna prim-ministru, 20-20, trebuie dictat așa. 10.028. Eu am înțeles și tu așa ai dictat, 1.028. Și am pus un singur zero la 1.028. Dar dacă îmi spuneai 10.028, puneam două zerouri. Și atunci este vorba de 10.067, așa este, da? 10.067 minus B. Nu e clar așa că e 10.067? 10.267. Dar de ce? De ce? De ce? Dar tu acolo ce ai scris? Nu-i 10.200, 10.000, dar numărul ăsta e 100.228. Păi. Numărul este 100.000, nu-i 10.000 nici măcar. Mai pot fi eu un 2 de la mine. Da, e 10.000. Așa, da. Deci 10.000... 10.028 plus 39 și fac 10.000. 10.067, cum a spus. 10.067. 10.000. În paranteza, 173 plus B ori 58, închidem paranteza, ori 2 egal cu 6.328. Așa, ori 2, egal cu 6.328. Hei, hai să vedem ce putem face acum. Dăm tu o idee. Acum. Și mă încurcă ori 2 ăla. Sigur că da. Nu se poate paranteza rotundă decât cu 2 folosită odată. Dacă n-ar fi ori 2 ăla, putem să scăpăm de paranteză? Aș putea scăpa de paranteză. Dacă asta cu două necunoscute ne este grea să vedeți ce o să vedeți luni. Deci aici mai pus în situația foarte grea să văd cum reușesc eu să fac calculul ăsta că într-adevăr trebuie să găsesc o soluție, dar trebuie să mă ajut și tu într-un fel. Că eu de unul singur n-am să reușesc.
Vezi De asta tu, ne avem paranteza. cum să desfacem paranteză dacă aș ști ceva cu paranteza asta? Tu știi să desfaci o paranteză? Adică adunarea și mulțirea se leagă prin ele, între ele, prin proprietatea de distributivitate. Ai auzit proprietatea de distributivitate? Adică e vorba că mulțirea se Am auzit distribuie ceva. clasa 3-a, dar am uitat asta. Așa, din clasa a treia a ajuns. Foarte bine. Adică hai să scrim Da, așa. mi-aduc aminte că ne-a zis doamna și ne-a pus să scriem pe caiet și eu mă întrebam ce-i cuvântul ăsta. Așa, neînțelegând ce înseamnă distributivitate. Uite, scrie așa. 7 ori 8 este egal cu 7 ori, în loc de 8 punem 5 plus 3. Și în paranteză. Pe 8 îl scrim ca 5 plus 3 în paranteză. Și egal distribui. Se distribuie 7, se mulțește cu toți ăștia din De paranteză. asta Deci, vreți să facem o paranteză. așa mă gândesc să fac. Să aplic șmecheria asta. Ok, atunci. Deci, de aceea este important să o înțelegem. Dacă o înțelegem acum, pot să aplic. Am putea să facem 100 plus. Da, nu descompun foarte mult, ca Nu, nu, așa. nu, nu. Hai să terminăm aici ca să înțelegem bine. 7 ori 5 plus 3, care înseamnă 7 ori 5 plus 7 ori 3. Eu dacă nu înțeleg aici la exemplu acesta, nu mă pot duce acolo. Niciodată nu putem sări peste o etapă, să înțelegem pe asta. Ok, stai că mi-aș trebui să scriu din nou. Deci, Așa. 7 ori 8 este egal cu 7 ori, în paranteză, 5 plus 3 sau alte exemple. Și acum, Mulțim. 7 ori 5 egal cu 7 ori 5 plus 7 ori 3. 7 ori 5 plus 7 3 Și egal ori cu. 7. Stai să scriu două liste diferite. Așa și așa și dacă adunăm Da, deși deșteaptă ideea asta. Asta înseamnă că am descoperit în clipa asta cum se mulțește un număr cu o paranteză. Se mulțește numărul respectiv cu fiecare termen de acolo. Și cu 5 și cu 3. Deci noi am făcut o probă. Vreți să spuneți la ce avem noi la operația noastră 10.067 ori Dar nu, 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 175. nu, nu avem treabă. Până el e minus 5. Doar 2 ăla se mulțește. 2 ăla se mulțește cu termenii din paranteză. Deci noi trebuie să luăm deoparte pe Dar de ce 2. 2 ora? De ce 2 ăla? Pentru că numai mulțirea se distribuie. Numai mulțirea se distribuie la fiecare. Fiindcă are un or și Așa. Deci mulțirea se distribuie la fiecare. 10.067 are un minus și nu avem minus. Sigur că nu am nicio treabă. Ce sunt numere adunate, Deci 2 scrise. ori 173 și 2 ori 58. Deci vine 2 ori 173. Hai să 2 luăm ori. deoparte 2 înmulțit cu. Deschidem paranteza. Luăm deoparte să facem calculul ăsta. Păi, dar nu facem mai întâi 2 ori. Pe Dar să știi că dacă 2 e la început sau la sfârșit, tot una este. Că doar înmulțirea e comutativă. Și ea. deci ați spus cât? 102 2 ori ori 173 173 plus B ori 58. 2 ori 58. E, și acum luăm deoparte ca să facem 173 ori. Deci scriem ca să vedem. Deci face 2 ori 173. Ca să înțelegem ca și mai înainte. 2 ori 173 și Egal. plus. Las că vedem cât e egal, dar noi să înțelegem fenomenul. Adică să înțelegem că 2 se distribuie celor 2. 2 ori 173 plus 2 ori B și ori 58.
Deci 2 se înmulțește și cu 173, și cu B, Deci a și cu spus 15. 2 ori 173 plus Plus. 2 ori 58. Deci 2 ori 58 ori B. Că B-ul e legat de 58, nu-l putem. Acolo Deci sunt nu avem 3. cum să-i despărțim. Sigur că da. Și egal cu 2 ori 173? Cam aici un cărb. Plus 116 ori B. Plus 116 ori B. Și acum stați să calculezi 346 plus 116. Nu se poate, nu se poate că îți mere cu perii. 116 e legat cu B. Și n-ai cum să te dai la 100. Nu poți să te aduci la până să te legi de 116. Că știi că ce să facem mai întâi? Să facem mulțirea. Dacă întâi îți face mulțirea, și nu poți face 116 cu B, că nu-l cunoaștem pe B. Deci este gravă greșeală dacă adunăm pe 346 cu 116. Numai dacă ar fi fost 116 plus 346 în paranteză, totul de mulțit cu B, atunci ai făcut. Dar așa, așa rămâne, așa îngheață. Nu ne putem apropia de el. Și acum, ne ducem sus, că am făcut paranteza rotundă și avem 1000, cât era acolo, sau 10.000. 10.067. 10.067. Minus. Nu mai scriu în paranteză. Nu mai scriu minus ăsta și minus celălaltul. Da. Minus. Minus 346. Plus 116. Minus 346 și minus 100. Din cauza minusului ăla din paranteză, amândoi sunt cu minus. Deci minus 346 și minus 116 B. De ce? Pentru că în fața parantezei acele din față era un minus, da? Și minusul ăla spune și la primul 173 îl lovesc și îl fac minus, dar și pe minus 63 B. Pe amândoi îi lovește. Deci, e minus 116 B, că așa ne-a ieșit nouă, la mulțire, și mai este un minus B. Ții minte că era 1067 minus B, nu? Ai uitat să-mi, după 1067 era un minus B. Ai uitat să-l pui, dar îl punem la sfârșit acum. Nu, există era așa, 1067 sau 10.067, era 10.067. Nu înțelegem. De 10.000. Da, 10.067 minus B, așa era, minus B. Mm-mm. Nu era așa? Ia uite-te, hai să ne amintim. 10.067 minus, în paranteză, 176. Dar ai uitat să pui un minus B. Când a fost A plus B, A plus B cât a fost dat în negreșit? A plus B egal cu 10.028. A plus B. Ei, am spus că pe A îți zicem că este egal cu 10.028 minus B. Ia uite că ai scris tu, A plus B fac atât, atunci A mic este 10.000. Da. N-ai scris? Dar de acolo vine asta. Mai ne uităm o dată. Deci A plus B egal cu 10.028. De unde am zis că scoatem pe A, 10.028 minus B. Da. Păi dacă suma a două numere fac atât, atunci un termen al sumei este rezultatul minus celălalt, minus da. B. Și în loc de A mic acolo, când am văzut A mic, trebuia să spunem 10.028 minus B. Și pe urmă minus paranteza și cu tot ce era. Deci, reiau încă o dată.
Egeșițul a fost așa. Înainte de a înlocui pe B, era așa A. Ia uite-te odată, ne uităm mai sus. Era A plus 39 minus paranteză 999 minus 875 plus B ori 58 minus 50 plus 99 de paranteza ori 2 egal 6328. Perfect. Acum, a apărut, după ce am făcut calculul acolo, A plus 39, mai jos avem ca etape de lucru. A plus 39, este așa? A plus 39, da, ai scris așa. A plus 39 minus în paranteză 124, 107, ultima asta care avem, A plus 39, asta vreau să vezi. Deci A plus 39, nu știu, că nu am găsit să arăt. A plus 39 minus în paranteză, perfect. Ei, și noi am zis că înlocuim pe A. Și acum a fost A plus 39 minus B. Ai uitat să scrii un minus B. Da? În relațiile cele care sunt scrise... La ultima A plus 39, la ultima dată când am scris A plus 39 minus B. A plus 39... urma să înlocuim pe A mic ăsta. Pe A mic acela, în loc de A, ai scris, cât ai scris? Ai scris 1028, 10028 ai, imediat ai 10028, minus B. N-ai uitat să-l mai spui pe minus B. Și pe urmă plus 39. Da? Și minus paranteza cu toată povestea aceea. Dar 10.028 și cu 39 ți-o dat 10.067. Deci 10.000 cu 28, 10.028 plus 39, ai 10.067. Da? 10.067 minus B, minus B, care a rămas, minus B mic și minus... minus o paranteză rotundă. 173 plus B ori 58 plus de paranteză ori 2 egal. Așa, suntem gata. Am intrat în egeșițiu, numai că am corectat. Era un minus B pe care tu nu-l trecusești. Da? Și acum, egeșițiul a devenit 10.067 minus un B, cum era înainte. Minus 346 minus 116 ori B ori 2 egal 6300. Nu mai este ori 2, că am înmulțit. Nu mai este ori 2, că am înmulțit cu 2. Rezultatul 346 și 116 e ca urmare a mulțirii cu 2. Da. Deci 10.067 minus B minus 346 minus 116 ori B egal 6.328. Egal cu 6.000, încă o dată spune rezultatul, că nu mai am mai 6.328. Corect. Ei, acum putem toată bucata asta de la minus minus cu B și cu minus B, minus 116 B și minus B, să notăm cu... Putem să facem 346 minus 116? Nu, că 116 e legat cu B. Deci nu avem. Dacă vrei... Putem să facem 10.067 minus 346 și să avem rezultat minus B minus 116. Așa, da. Aceea putem face. Deci... Hai. 10.067 minus 346. Aia putem face. Te rog să notez, să facem calculul. 10.000, deci 2 de 0 avem. Da, 67 minus 346. 346. 7 minus 6, 1, 6 minus 4, 2, 0 minus 3, nu se poate, ne împrumutăm, nu putem nici la 0, ne împrumutăm dincolo.
10 minus 3, 7, plus 0, tot 7, și ne-a rămas 9, și atât, 9721. Deci avem 9700? 21. 21. 9721 minus B minus 116 ori B egal. Așa, minus 116 ori B egal cu 6000? 326. Așa. Și 6328, parcă. 28. E bine? Așa. Da. Bun. Îți mai amintești? Am putea să luăm rezultatul 6000, nu, să luăm 9721 minus 6328. Și... Așa, egal cu scăzătorul. Știi bine că asta, da? Deci, da. 6328. Și asta înseamnă că B plus 116B. Că scăzătorul e B și cât 116B. De fapt, deci, următoarea operație este. Da. B plus 116B. B plus 116. Tot B. B plus 116B. Că era 116 legat cu un B acolo, nu? Adică... Ori B. Dar ori B e punct B. Adică sunt 116 de al de B. Da? Egal cu cât ai spus acum rezultatul? 3.000? 3.393. Corect. Și acum câți de B? Un B și cu 116 B fac 117 B. Da. Un mărș cu 116 mere sunt 117 mere. Deci 117 B egal cu 3.000. 300, cât ai spus tu mai devreme? 116 B este egal cu... 117 B. Da? Da. 3300? 393. Corect. Și acum, dacă 117 ori B egal cu asta, un singur B? Păi da, stați, este 117 ori B și atunci am face 3393 împărțit la 117. Ca să la corect. Vedere. Deci B egal cu 3393 împărțit la 117. Nu clar, 3393 împărțit la 117 este egal cu global pe foaie. Deci, 393. Apoi putem să părăsăm cealaltă temă? Deci să împărțim, să facem împărțirea, să vedem dacă ne dă bâul acela care l-ai gândit tu. Suntem la sfârșit, ghiștri. Da. Să vedem ceva. Putem lua 3, că merge foarte bine. 339. Deci, da, merge de două ori. De două ori, cred că ai dreptate. Mă uita la B pe tine. Tu știai pe B, asta. Înseamnă că ne apropiem bine. Deci 27. Așa, deci 27, 14, scriu 4 sub 9. Da, neapărat. 2, 1, 2 și 1 din minte 3. Și doar un tot 2 și mai mic dintre cea 2. Să vedem acum la scădere ce ne dă. La scădere avem 9 minus 4, 5, 3 minus 3, 0, 3 minus 2, 1, 105, restul 105 este mai mic decât împărțitorul, 107. Da. Și coborăm pe 3 și merge de 9 ori. 9 ori, așa este.
și vine foarte bine 7 ori 9, 63. Tu deci, știi. 7 ori 9, 63, da. Scriu 3, 5, 6 minute, 9 ori 1, 9, cu 6 din minute, 5, 1 minute, nu. Ba da, 1 minute. Și în 9 ori 1, 9, și pe minute 10, da, e bine. E perfect, e perfect. Uite ce moment de bucurie, că dacă nu ne dădea împărțirea exact, însemna că am greșit pe undeva, pe undeva, pe traseu. Așadar, B egal cu 29, iar AU, fiindcă A plus B era nu știu cât 10.000, așa, atunci AU am spus că este egal cu 10.028 minus 29. Da, 10.000, deci 28 minus 29. Știu cât dă. Așa. 8 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm la 2. 10 minus 9, 1, plus 8, 9. Aici ne-am împrumutat și nu putem, ne împrumutăm la 0. Nu putem, ne împrumutăm la cealaltă 0. Nu putem, ne împrumutăm la 1. 10 minus 2, 8, cu 1 din minte 9, aici ne-a rămas 9, aici ne-a rămas 9 și aici nimic. 9.999. Corect. Asta este A și B egal cu 29. Cu ce ne alegem din această discuție la exercițiu pe care l-ai propus? Inițiativa ta a fost să bagi două necunoscute, deci ai construit exercițiul corect. Clar corect, cu numerele acestea. Și ai șters două cifre și ai băgat două necunoscute. Dar când ai o singură egalitate cu două necunoscute, nu se poate face exercițiul. Deci acela e clar. Mai trebuie o relație. Și de la început ți-am spus, mai dă-mi o relație. Și mi-ai spus, suma vă dau. A plus B este atât. Da. Mi-ai spus de asemenea că A ar fi mai mare decât B, nu? Că B-ul e mai mic. Ai avut dreptate, dar am spus că nu mă mulțumește. Trebuia să spui mai mic cu cât mai mic. Dacă spunea că B este mai mic decât A cu atât, apoi eu adunam lui B care era mai mic, diferența aceea și îl făceam cât A. Cu alte cuvinte, spuneam că A egal cu numărul respectiv plus B. Dar am vrut să vă dau suma. Suma. Că dacă îmi dădeai numai atât că e mai mare, nu mă ajuta. Și suma mi-ai dat-o și cu suma m-am spus că mă apuc, pentru că tu îmi dai două egalități. Două egalități, una era aceea cu A și B de la început din exercițiul tău și a doua egalitate era asta cu A plus B. Exercițiul a devenit din clipa asta rezolvabil. Dar pe traseu ne-am întâlnit cu foarte multe capcane. Multe chestiuni care ieșeau din șablon, din modul de a gândi. Hai să repetăm. Mai întâi și întâi am sesizat că paranteza aceea rotundă nu avea niciun rost. Prima. Uite-te, te rog, la exercițiu ca să înțelegi. Paranteza aceea de la început nu avea niciun rost. Pe urmă, paranteza a doua avea că totul ce se calcula se mulțea cu 2. Da. Deci a doua paranteză avea sens și am înțeles că poziționarea e foarte corectă. Apoi am început să rezolvăm din paranteza cea lungă, pe 999 minus 875. Era 50 plus 99 și am scris... Acolo a fost momentul iarăși foarte important. Era... Mie nu mai pare că a schimbat ceva. 99 minus 50. Asta a fost momentul cel mai important. Că minus 50 plus 99, 99 fiind pus la sfârșit, tu nu știai că poți să-l schimbi pe 99 în prim plan, să-l aduci că e cu plus la început, pe prima poziție, și minus 50 să-l spui după aceea.
Adică scăderea nu știe să schimbe între ei cei doi termeni cu semnul lor, păstrându-le semnul. Asta este, sublinează acolo, foarte important. Foarte important. Apoi am rezolvat 99 minus 50. Da. Apoi am rezolvat, l-am pus pe 49, l-am trecut după B. Așa. Am făcut 124. Dar nu că nu l-am trecut după B noi. Rezultatul scăderii 99 minus 50 ne-a dat atât cât ne-a dat nouă, da? Da. Și în paranteză a apărut operația cele care au apărut acolo înmulțit cu B și pe urmă totul înmulțit cu 2, nu? Totul înmulțit cu 2, paranteza. Deci, momente cheie. Hai să vedem încă o dată. Momente cheie. Momente foarte, foarte importante. Ar merita să ținem cont că există și numere pozitive și numere negative. Da? Am înțeles asta. Și că în moment adunarea e comutativă, dar și la scădere dacă le schimbăm cu tot cu semn. Adică ce înseamnă asta? Putem să le așezăm pe cele cu plus în prim plan, când nu putem face operațiile, da? Și pe urmă cele cu minus la sfârșit. Și noi asta am făcut. Aveam numai minus 50 plus 99. Și l-am pus pe 99 care era cu plus pe prima poziție și am zis minus 50 trece după asta. Și ne-au dat 99 minus 50, 49. Ei, din clipa aceea, încă un alt moment important, am mulțit cu 2. Distributivitatea. Foarte important. Adică paranteza aceea se leagă foarte bine cu 2-ul acela, toată paranteza. Adică 2-ul se mulțește cu toți termenii din paranteză. Ți-amintești? Era 117 parcă în paranteză și 173 și 58b. Și mulțit cu 2, a trebuit să mulțim totul cu 2. Toți termenii aceia. Și am luat exemplu acela cu 7 ori 8 și am înțeles. Acum, distributivitate, ce înseamnă? Se distribuie. Mulțirea se distribuie adunării. Da? Mulțirea se distribuie adunării. Hai să punctăm aici. Să zicem așa. Observații. Lucruri sau chestiuni importante. Chestiuni importante în exercițiu. Unu. Care ar fi chestiunea principală? Că parantezele, dacă nu se mulțește totul cu un număr sau să se împartă, n-are rost să o mai punem. Da? Da. Deci parantezele se pun dacă tot ce este în paranteză se mulțește sau se împarte. Da? Dacă tot ce este în paranteză se mulțește sau se împarte cu un număr sau la un număr. Deci paranteze se pun numai dacă conținutul lor sau tot ce se află în paranteze se mulțește sau se împarte cu un număr. A doua observație. A doua observație care merită iarăși foarte tare este scăderea este comutativă. Scăderea este comutativă dacă schimbăm cei doi termeni cu semnul lor. Dacă schimbăm termenii cu semnul lor.
scădere comutativă, dacă schimbăm termenii cu semnul lor. Și dă un exemplu acolo în pe caietelul tău. Spune așa, 7 minus 5, 7 minus 5, egal cu minus 5 plus 7. 7 minus 5, egal cu minus 5 plus 7. Adică le-am schimbat, dar am păstrat semnul. Minus 5, care avea scăzătorul, l-am pus în prim plan, plus 7. Și pe urma a treia chestiune, distributivitatea. Distributivitatea înmulțirii. Distributivitatea înmulțirii față de cine? Distributivitatea înmulțirii față de față de cine se distribuie înmulțirea? Față de adunare, scădere, da? Distributivitatea față de înmulțire față de adunare sau scădere. Depinde ce e în paranteză acolo. Și exemplu, ca să-ți fie clar, exemplu, 7 ori, în paranteză 5 plus 3, adică 7 ori 8, 7, 5 plus 3 egal cu? Cât vine acolo? 7 ori 5? 7 ori 5. Corect. Tot 56 îți dă. Sau, tot atât de bine, dedesubt 7 7 pe lângă 10 minus 2. Adică pe 8 îl scriem ca 10 minus 2. Ia scrie și exemplul ăsta. 7 pe lângă 10 minus 2 egal cu distribuim 7 ori 10 plus 7 ori 2. Deci 7 ori 10 minus 7 ori 2. Minus 7 ori 2. Dacă era minus acolo la 2. Și face cât? 70 minus 14 și face tot 56. Deci acest lucru, astea sunt cele trei chestiuni foarte importante care le-am pus la punct din exercițiul tău. Și încă ceva, care trebuia spus de la început, că dacă avem o egalitate cu două necunoscute, mai trebuie dată încă o egalitate. Da? Deci, dacă este dată o egalitate cu două necunoscute, mai trebuie dată încă o relație. Dacă este dată o operație. O egalitate. Egalitate mi-ai dat-o, nu? Dacă este dată o egalitate cu două necunoscute, mai trebuie dată o relație între necunoscute. O altă relație între cele două necunoscute. Mai trebuie dată o altă relație între cele două necunoscute. Așa că în exercițiile care mai faci, le propui, nu mai înlocuiești două. Mai trebuie dată încă o egalitate, încă o relație între cele două necunoscute. Mai trebuie dată încă o relație între cele două necunoscute. În concluzie, trebuie să înțelegi așa, când îi propui un exercițiu, nu mai înlocuiești două cifre, două numere, ci pur și simplu un singur număr. Că dacă înlocuiești două numere, mai trebuie să dai o altă relație și să complică exercițiul.
cu o singură, cu o singură relație, cu două necunoscute, nu pot face. Nu se poate face. Mai trebuie ceva ca să putem locui, să ne jucăm acolo. Deci toate greșițile care se fac, când faci calculul până la capăt, egal cu cât îți iese ție, doar înlocuiește un singur număr cu necunoscută. Nu două numere, pentru că atunci mai trebuie ceva dat ca să te apuci de treabă. Eu ți-am spus că dacă nu mai dădeai suma, eu nu puteam să... Nu puteam, nu se poate face. Indiferent cine ar lucra, n-are cum. La un moment dat trebuie să folosească una din necunoscute. Relația a doua trebuie să o folosești, să elimini una din necunoscute ca să te duci să apară tot exercițiul cum trebuia de fapt să fie de la bun început cu o singură necunoscut. Egalitatea aceea cu o singură necunoscut. Așa. Ai mai avut să faci mulțirea aceea a două numere, să faci chestia aceea? Da? Foarte bine. Bravo, mă bucur mult. Ai făcut, ți-o dat rezultatul, asta înseamnă că ai mers foarte bine. Ai mai avut și de făcut o problemă, problema aceea cu segmente, parcă să fie o pătrime sau o optime, parcă, nu? Cu opt. O optime. Și ți-o mers problema, bănesc, nu? Câte segmente de ce le-ai făcut? Dacă a fost o optime, ai avut 17. Foarte bine, foarte, foarte bine, corect. Și exercițiul a mers minunat. Ei, probabil că acum ai, în weekend nu mai vrei să ne întâlnim, după că te simt eu. Așa este, da? În weekend vreau să am liber. Așa. Eu așa, când se va întâmpla ca în weekend să spui vreau să mă întâlnesc, atunci vei ajunge la nivelul acela care mă gândesc eu. Dar sigur că eu sunt de acord cum spui tu, rămâne pentru luni. Ce vei face pentru luni? Vei înmulți din nou două numere ca să vedem precizia și viteza. Și anume, de data asta vei înmulți un număr, două numere de patru cifre. 4976 înmulțit 4976. Da, cu 8005. 8005. Adică 8005. Da, 8005, 8005. Și rezultatul împart pe rând la fiecare, să vezi, nu, schimbe exact cum știi să facem, să faci pentru cele două numere. Asta odată. De asemenea, compui o altă problemă cu varianta asta de cum ai luat-o mai devreme. A fost o jumătate, a fost o pătrime, am făcut noi parcă optime cât s-a putut. Ia cu o treime, adică ce să fie o treime din A. Asta înseamnă că au acela trebuie să fie multiplu de 3. Au acela să fie, să zicem, 27, să fie un număr care se împarte la... Nu e problemă să nu mai fie a 160, că n-am... Nu, un alta, alte numere. Dar trebuie să ai grijă că în clipa în care spune că ce este egal cu o treime din A, înseamnă că numărul A trebuie să împarte exact la 3. 150 împărțit la 3? Foarte bine, foarte bine, corect. Bunoara A o să fie 150, B-ul să fie mai mare cu nu știu cât decât A, cât vrei tu, C-ul o să fie o treime și atunci e clar că e 50, să faci suma lor și gata problema. Numai că vreau să fie și rezolvată. Da, așa cum ai făcut astăzi. Deci schimb numerele pe același șablon să compui problema. Deci am de făcut înmulțirile astea și metoda grafică cu 3. Așa, metoda grafică cu cele 3 numere care se cer rezolvate. Și sigur metoda grafică aplicată. Și că C-ul este o treime, da? C-ul este o treime din A.
Iar ca studiu, dacă C-ul ar fi o treime din B, ce se va întâmpla? Cum problema se complică? Dacă C egal cu o treime din B va fi mai interesantă? E, să te gândești la asta. Deci după ce l-ai mărit pe B față de A, el trebuie să rămână deștept. Valoarea aceea să fie deșteaptă încât să se împartă la 3. Și vezi suma în condițiile acestea și cum s-a rezolvat. Foarte frumoasă este problema când se compară cu B-ul care a fost modificat. Știi că C-ul era comparat cu A. B-ul era crescut cu o valoare. Iar acum își cer să faci un problem în care C-ul să se compare cu B-ul ce a fost crescut cu un număr. Da? Să fie o treime din acela. Da, să judeci problema, să vezi ce, unde se oprește, ce s-a întâmplat, cum a fost, au 150 de lei dat, îi mai pui, să spunem, 30 la B și fac 180, iar 180 se împarte la 3. Adică vei spune că B-ul a crescut cu 30 față de A și drept ce spui o treime din B, adică o treime din B fiind 60 C-ul. Și ca să faci suma și să meargă ieșiți-o frumos. Adică A o să fie 150, uite că ne-am gândit împreună acum, A o să fie 150, B o să fie 180, iar C o să fie 60. Că așa vine o treime. Ea o să fie 150, B o să fie 180, C o să Iar fie C-ul în condițiile astea este de 180 împărțit la 3, înseamnă 60. Da? Deci, într-adevăr, este cu 30, B-ul e cu 30 mai mare decât A-ul, iar C-ul este o treime din B și atunci să vedem cum grafic este problema, cum iese, este superb acum, să vedem cum rezolva. Cam astea sunt lucrurile din seara asta. Să recunoaștem că am învățat foarte mult din exercițiul care l-ai propus. Foarte mult. Adică cu nu cu două necunoscute, că mai trebuie o relație odată. Aici am avut distributivitatea, mulțire fața de adunare, am avut discuția cu numeri negative și numere pozitive, am avut lucruri deosebit de interesante. Comutativitatea la scădere, le schimbăm cu tot cu semn, dar nu puteai să știi asta decât dacă vorbeam că există și numere cu minus. Le-am văzut pe a dreaptă, unii pozitivi se reprezintă în dreapta, cele negative în stânga. Deci vezi, foarte, foarte multe lucruri interesante. Descoperim, sau dacă vrei, în fiecare moment, în fiecare discuție, în fiecare lecție care o facem, noutăți absolute, noutăți deosebite și acelea trebuie văzute. Și ce te mai rog este să vezi filmulețele. Deci în weekend să revezi filmulețele acestea ca și cum mai sta să-ți vezi cum ai discutat, ce ai discutat, că se fixează încă o dată lecția respectivă. Așadar, Alesia, iată că încheiem săptămâna asta cu lucruri interesante de la o lecție la alta, tot mai interesante, și cu precizarea că progresul este vizibil la o etapă la alta. Da? Și te felicit și să spun în continuare că dacă vei urmări toată chestia asta care ți-am spus-o în weekend, așa, fără să ai presiunea timpului, ci pur și simplu în dorința de a vedea lecțiile tale eventual te mai uiți la un filmuleț de acela cu albinoții, ce te interesează acolo, dar când simți bucuria asta și plăcerea de a urmări. Bine? Cu drag, spun la revedere și ne vedem.